Bună seara, doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bun găsit! Azi în Brașov, pe chestiuni ale momentului, domnul Ciprian Bucur, viceprimar al municipiului. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am regăsit! Tragedia asta de la clubul colectiv din București a tras un semnal de alarmă. Poate că drama asta n-ar fi trebuit să se întâmple, poate că... dar nici nu știi cum e mai bine sau ce să zici mai bine despre asta. A fost însă un semnal de alarmă în toată țara, toate primăriile au întețit controlele, ISU la fel, polițiile locale, o întreagă nebunie. Și la Brașov există unități care ar putea avea probleme într-un astfel de moment, cum s-a întâmplat la București. Da, cu certitudine este dureros ce s-a întâmplat, un eveniment nedorit. Însă la Brașov, în atenția poliției locale, stă în permanență verificarea legalității funcționării societăților comerciale. Și vă spun asta pentru că coordonez în mod direct activitatea poliției locale. Dacă vom intensifica această activitate, aceasta e o altă certitudine, însă vă pot spune că numai anul acesta, punctual pe lipsa autorizațiilor de funcționare sau pe faptul că funcționau cu astfel de avize expirate, 41 de societăți comerciale au fost amendate, iar cuantumul amenzilor a fost de peste 40.000 de lei. Punctual pe lipsa autorizației de funcționare sau pe faptul că funcționau cu ele expirate. După cum știți, acestea au o valabilitate de un an de zile, după care trebuie a veni să-și reînnoiască această autorizație de funcționare și la momentul actual avem în termen de valabilitate un număr de 134 de unități de alimentație publică punctual autorizate, avizate pentru a funcționa, iar un număr de 44 de unități sunt cu avize expirate. Asta a fost concluzia unei discuții pe care am avut-o pe parcursul zilei de luni și vom începe prin a le controla pe cele 44 care au avizele expirate. Poate unele și-au încetat activitatea. Dar există și posibilitatea de a funcționa fără a avea în termen de valabilitate aceste autorizații. Scopul acestor controle întotdeauna eu am considerat că a fost acela de a face o prevenție a desfășurării unor activități ilegale, nu neapărat de a sancționa într-un mod drastic. Colegii mei de la Poliția Locală au întocmit deja un plan de măsuri pe care l-au pus în aplicare încă de ieri, iar ieri au controlat un număr de 8 unități de alimentație publică, din care 3 dintre ele au fost și amendate de altfel, cu amenzi în cuantum de 1.500 de lei fiecare. Bine, se pot plăti jumate din minimul respectiv 500 de lei în termen de 48 de ore. Le-am solicitat de asemenea în a analiza cu mare atenție felul în care își desfășoară activitatea agenții economici, iar în condițiile în care găsim bunăvoință din partea oamenilor și au actele în curs de procesare, evident că sancțiunile vor fi mai mici. Bun. Sună foarte bine ce ne spuneți dumneavoastră și cred că din punct de vedere legal și cam atât puteți să faceți. Nu prea puteți să faceți mare lucru. Acum am înțeles că prin ordonanță de urgență, ISU poate să închidă unitățile care nu sunt în regulă cu avizele pe partea asta. Bun. Dar o luăm de la capătul firului, nu nici de la jumătate, nici... oamenii ăștia, dacă sunt verificați, să zicem, o dată pe an, plătesc minimul ăla de amendă, intră în legalitate sau nu intră în legalitate. Există, are poliția locală forță să se ducă să-l verifice în fiecare săptămână sau în termenul pe care l-a dat? Îți dăm astăzi 1.500 de lei amendă și ai termen să intri în legalitate atât. A doua zi când a expirat termenul ăla, programul de pe calculator îi spune polițistului local: prietene, du-te iar la X. Mă duc. Se duce și vede dacă iar să-i dea amendă și să-i dea două amenzi, să-i dea trei amenzi, după care să-l închidă, pentru că este clar că omul ăla nu vrea să facă. Zice, a, bă, păi 1.500 de lei, jumătate din minim în 4, și aia am dat 700 de lei, 750, 500, cât dă? Și la revedere, drum bun.
Mă descurc, banii ăștia ai scot dintr-o sticlă de whisky pe care am vândut-o. Da, cu certitudine are posibilitatea de a decide și de a impune suspendarea activității în momentul în care se constată nereguli repetate la același agent, comercial. Și chiar se întâmplă aceste lucruri în momentul în care ne lovim de, știu eu, lipsa bunăvoinței anumitor agenți economici, acolo chiar îi sancționăm și putem decide suspendarea până la intrarea în legalitate a activității acestora. Bun. Ce s-a întâmplat în București, în colectiv? Putea să se întâmple oriunde în țară. Putea să se întâmple în mai multe locuri din București, mai multe locuri din țară. A dat Dumnezeu să nu se întâmple lucrul ăsta. Dar există și la Brașov locuri în care se putea întâmpla lucrul ăsta. Eu am stat și am gândit omenește, uman, da? Eu sunt majoritatea locurilor cu destinația asta de club din țară, din România și din alte zone ale lumii pe care le-am văzut, doar au o singură intrare și ieșire. Aia, ușa aia de intrare-ieșire este una singură. Însă eu presupun că oamenii ăștia se păzesc în interior în așa fel încât să nu se ajungă la o dramă. Bun, aici, după părerea mea, este și o lacună a legislației, astfel încât eu cred că ar trebui ca unitățile acestea ce sunt denumite generic cluburi, ar trebui și categorisite astfel și de către legiuitor. La momentul actual, toate unitățile pe care le numim noi cluburi, sunt de fapt restaurante, baruri, cafenele. Unități deci, de alimentație publică. Aia mi se deci pare nu o există, mare nu există, stupizenie. Nu există cod caen pentru astfel de activități. Din discuția pe care am purtat-o cu reprezentanții ISU, au identificat un număr de 25 de cluburi, dar aceste 25 de cluburi nu erau identificate ca fiind cluburi declarate, ci numai datorită programului de funcționare. Pentru că știți, cluburile funcționează până la 5-5 jumate dimineața. Ori un restaurant cu program chiar prelungit, nu se duce până la 5 dimineața. Astfel, colegii de la ISU au tras concluzia că aceste 25 de unități ar fi cluburi. Acum urmează să comasăm cele două baze de date pe care le are primăria la serviciul de autorizarea funcționării societăților comerciale și cei de la ISU și vom institui patrule mixte de verificare punctual. ISU vor verifica problemele legate de siguranța cetățenilor în astfel de situații incendiu, respectiv, iar colegii mei de la Poliția Locală vor verifica existența tuturor avizelor și autorizațiilor de funcționare, respectarea programului de funcționare, acordurile notariale pe care ar trebui să le aibă fiecare dintre aceste unități de alimentație publică în condițiile în care funcționează într-o zonă în care au vecini. Și toate acestea am asigurarea șefului Poliției Locale că se vor desfășura pe parcursul următoarei luni, până în data de 4 decembrie va finaliza controlul la toate cele 103 de unități care au aceste avize expirate. Repet, nu numai cei care au avut autorizație și le-a expirat ar trebui controlați, ci fiecare unitate în parte va fi controlată, nu că ar trebui, chiar va fi controlată fiecare unitate în parte, pentru că, bineînțeles, ne putem trezi cu surpriza să fi încercat să obțină autorizația dintr-un motiv sau altul, să nu fi reușit să o obțină sau să nici măcar să nu fi încercat să-și obțină această autorizație, pentru că, din punctul meu de vedere, cei 44 care nu sunt autorizați au fost odată autorizați, deci, în principiu, ar putea cumva să îndeplinească condițiile de autorizare, ori le-a expirat un aviz, ori s-a trezit un vecin care nu mai e de acord, așa acolo e o problemă și trebuie rezolvată în sensul în care dacă nu are acele acorduri, nu trebuie să funcționeze. Da, eu mă gândesc că și aici sunt mai multe aspecte. A trebuit să se întâmple, că așa sunt lucrurile, nu numai la noi în țară, să ne mai lamentăm și cu asta, peste tot în lume. Dacă se întâmplă o nenorocire, se iau și anumite măsuri după nenorocirea respectivă. A trebuit să se întâmple o nenorocire cu incendiul ăsta. Dar nu numai incendiu se poate întâmpla. Poate să prăbușească un tavan. Poate să intre un nebun în clubul ăla cu un pistol și să împuște nu știu câți oameni. Poate să vină un nebun să pună o bombă. Iarăși, există și acum, există, apropo de drama asta din colectiv, există suspiciuni, da? Mai pe față, mai pe surse, vorba unor prieteni, care ar putea fi fost pus focul respectiv de o mână criminală.
Nu se știe exact ce s-a întâmplat acolo. Asta se poate întâmpla oriunde. Poate să arunce un tâmpit, un dispozitiv de ăsta, gen cocktail Molotov, și să ia foc. Nu, se poate întâmpla absolut orice. Până la urmă, de fapt, obligația unui proprietar de astfel de stabiliment, de club, este să își ia orice măsură ar fi necesară pentru ca viața clienților lui, oamenilor, în momentul respectiv, să nu fie pusă în pericol mai mult decât trebuie. Da, în primul rând, responsabilitatea bunei funcționări a unui astfel de club ține de bună credință a patronilor, pentru că există situații în care acele declarații pe proprie răspundere țin loc de anumite avize, pentru că dacă un patron ne declară că sunt 20 de locuri pe scaune și atâția oameni vin acolo, apoi atunci cei 20 de oameni trebuie să-i regăsim și la ora de vârf, pentru că toate scenariile la foc și toate situațiile de urgență sunt prevăzute funcție de aria desfășurată a localului și funcție de numărul de locuri. Asta este în atributul nostru și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență de a verifica, iar făcând o completare la securitatea cetățenilor în primul rând, după cum știți, Poliția Locală ca și activitate principală și undeva în jur de 80% din activitatea Poliției Locale este bazată pe asigurarea liniștii și ordinii publice. Însă, așa cum spunea și dumneavoastră, fiecare dintre proprietarii unor astfel de locații ar trebui să-și ia singur măsurile de precauție, pentru că nu pot trimite cât un polițist local în fiecare seară într-un club pentru a păstra... Acum zâmbiți, da, să știți că nu mi se pare anormal. Deci dumneavoastră zâmbiți și vă gândiți că îl puneți pe la asta. Dar eu cred că omul ăla care, polițistul local, care e la serviciu, primește astăzi vineri sau mâine sâmbătă, da, primește o foaie de hârtie cu 20 de locații. Și are așa, locația A, câte locuri are declarate? 20, 40, 60, nu contează. Locația B are atâtea. El se duce frumos, spune bună seara la intrare, zice, nu vă deranjați pentru mine, intru doar să arunc o privire, pentru că eu cred că așa se întâmplă peste tot în lumea civilizată. Fără panică, fără nimic, este un polițist îmbrăcat corespunzător care intră și se uită că doar n-o fi, dacă sunt declarate 600 de locuri, nu o să stea el să numere 600 de oameni. Dacă sunt chestiuni de genul ăsta cu 20 de locuri, cu 40 de locuri, dintr-o singură privire a unui om pregătit pentru asta, își dă seama dacă acolo sunt 40 de persoane sau sunt 100 de persoane sau 140 sau 200. Nu, asta se va întâmpla. Programul de acțiune al polițiștilor. Aia cu ce spuneau oamenii de la primăria sectorului 4, primarul sectorului 4, demisionat între timp, cu, îmi pare rău, angajații primăriei își termină programul la... prostie. Asta vreau să vă spun acum. Deci, acest plan de măsuri ce a fost adoptat de către Poliția Locală prevede un program care începe la ora 10 dimineața și se termină la ora 3 noaptea. Deci, în tot acest interval orar, colegii de la Poliția Locală vor patrula atât în exterior, cât și în anumite condiții în interiorul anumitor cluburi. Și dacă li se pare ceva suspect, evident, pun mâna pe telefon, se face o mobilizare generală și se vor lua măsurile legale la momentul actual. Eu trebuie să, după părerea mea, acum nu știu că nu sunt polițist, poate să mă fac, dar deocamdată nu sunt. Ai foaia de hârtie cu un proces verbal, intri și îl chem frumos pe patronache sau pe șeful de sală, nu trebuie neapărat să fie patron, trebuie să fie un om care să fie angajat acolo, că până la urmă asta e tot. Zice, prietene, am făcut un control discret, fără scandal, fără oprește, bă, muzica sau că nu e cazul. Prietene, am făcut un control, numărul de persoane pe care eu le văd aici sunt 240 sau în jur de 200. Te rog frumos să însemnezi că ai văzut și tu același lucru. Ăla să uite și el ce ai șeful, că nu sunt... Băi, deci, nu suntem la piață, semnează și am plecat. A plecat cu procesul verbal, este weekend, luni își face curaj polițistul local și îl cheamă pe patronul clubului la sediul poliției și spune: prietene, ți-am verificat clubul în data de la ora de... Tu ai declarat pe propria răspundere că ai 20 de locuri. Eu am văzut 200 de oameni acolo. Astea sunt măsurile. Nu, punct. Deci nu trebuie așteptat până în luni pentru a se lua măsuri. Așa cum v-am spus, în momentul în care se constată deficiențe grave de genul acesta, se poate interveni chiar la ora 3 noaptea, să zic, în ziua de vineri.
Dar, repet... Da, mă rog, acum nu știu, până la urmă... Nu așteptăm să se producă un incident. Ok, nu știm dacă se va produce. Știți, dacă nu știm dacă se va produce. Premiza asta suntem terminați. Nu, dar în momentul în care constatăm un număr dublu sau triplu sau de 10 ori mai mare de cetățeni în acel club care este autorizat pentru 20 de persoane, cu siguranță se vor lua măsuri. De acord cu dumneavoastră. Nu trebuie să uitați însă un lucru. Și omul la care are clubul este și el un contribuabil. Și clubul ăla produce niște bani pentru comunitate. Are niște angajați. Are niște angajați, are niște... De asta m-am gândit să nu fiți chiar atât de... Dar oricum, în momentul legea în care se aplicată, încalcă flagrant situația pe care ați prezentat-o, ipotetică, un da, club de 20 situație pe care mi-o imaginez eu, pur și simplu. Nu, deci astea se pot întâmpla chiar la momentul constatării acestor grave deficiențe. În altă ordine de idei, chiar din controlele pe care le-au efectuat ieri colegii de la Poliția Locală, au găsit anumite locații în care nu îi puteau prezenta agentului toată documentația ce stă în baza autorizației, avize, acorduri și alte povești de acest gen. Evident, acel om nu a fost sancționat, i-a fost pus în vedere ca a doua zi, respectiv astăzi, să se prezinte la sediul Poliției Locale cu aceste documente. Aș fi curios să văd cât s-au prezentat. Eu am discutat și am fost astăzi în jurul prânzului la Poliția Locală. Există din 8 astfel de cazuri, v-am spus, 3 care chiar s-au constatat abate și au fost sancționați și încă vreo 3, dacă nu mă înșel, ce nu aveau și nu au putut prezenta la momentul controlului toate documentele. Aceștia au fost programați pe parcursul zilei de astăzi de a veni cu documentele la Poliția Locală. Dacă se va constata că e totul în regulă, nu va fi niciun fel de problemă. Și încă o dată, așa cum am zis și la începutul emisiunii, intenția noastră este de a preveni și de a face lucrurile să funcționeze într-un cadru legal, nu de a sancționa și de a pedepsi. Și așa cum am spus și dumneavoastră, suntem conștienți că există oameni care își iau salarii de la aceste cluburi, există taxe și impozite ce se plătesc către municipalitate. Da, pentru că până la urmă, pe mine, de exemplu, ce m-a deranjat la primarul sectorului 4? Nu era în stare să-și asume responsabilitatea pentru un lucru. Putea să zică, băi frate, n-am făcut. De ce n-am făcut? Păi că n-am făcut. În momentul ăla încep să planeze suspiciunile de genul șpagă și așa mai departe. Exact în momentul ăla, când încep să dai din colț în colț. Dar dacă ai la îndemână instrument, care este Poliția Locală, da? Ai la îndemână acest instrument care ați văzut, l-am văzut și noi la televizor, că polițiștii locali încercau să interzică accesul presei în zona respectivă. Asta era preocuparea lor. Polițistul local trebuie să vadă ce se întâmplă, că de aici e local, ce se întâmplă în localitate. Că o facem împreună cu jandarmeria, că o facem împreună cu Poliția Asta Națională. Asta vreau să subliniez. Acum fiecare cioară și apără pui, însă nu este numai atributul Poliției Locale de a verifica astfel de locații, ci și a Poliției Naționale și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Eu pot să vă asigur că cei de la Poliția Locală, și am avut discuții și astăzi cu ei și cu siguranță și pe parcursul zilelor următoare voi avea o statistică exactă cu ce s-a întâmplat în fiecare zi, își fac datoria și o vor face și pe viitor. Da, probabil că îl văd acum pe un colegul meu acolo verificând extintoarele. Deci noi chiar și acum în emisiune, oamenii, mă rog că e tema emisiunii și probabil că de asta verifică, el e cameraman, n-ar avea de ce să verifice extintoarele, dar mă rog, vrea să se asigure că are 3. Deci are 3, le văd eu de aici, are 3, n-are cum să se întâmple nimic. Mergem înainte în emisiune să nu ne oprim din cauza asta. Mie așa mi s-ar fi părut normal chiar și la colectiv. Se întrebe pe toți. Măi, Isu, tu când ai fost aici ultima oară? Măi, Poliția Națională, tu când ai fost aici ultima oară? Băi, Poliția Locală, tu când ai trecut pe aici ultima oară? Cine a trecut? Ia să vedem. Popescu. A trecut pe aici Popescu acum 3 luni. Ia chemați-l, mă, pe Popescu. Păi nu mai lucrează aici. Chemați-l totuși. Dacă lucrează e mai bine, dacă nu, totuși chemați-l. Popescu, ai fost la clubul ăsta? Am fost. Păi ce ai constatat? Păi am constatat că asta nu sunt în regulă. Ce măsură ai luat? Eu zic că astea sunt, că noi de-aia plătim taxe și impozite. Și patronul ăla de club de-aia plătește taxe și impozite. Ca oamenii să-și facă datoria și să-l viziteze periodic, pentru ca drame și nenorociri de tipul colectiv să nu se mai întâmple. De acord. Acum, evident, umflătorii de baloane, că există, avem o specie, e proaspăt apărută, există un club peste drum de primăria municipiului Brașov care nu avea avizele. Putea să fie peste drum sau putea să fie la 100 de kilometri, tot aia, pe noi ne interesează. De ce nu avea avizele? Păi vă
nu vă pot răspunde la această întrebare, pentru că chiar astăzi colegii mei, nu astăzi, ieri, colegii mei au fost și au vizitat acel club, s-a constatat că era închis. Acum, unul dintre obiectivele celor care patrulează în zonă este acela de a anunța în momentul în care se deschide acel club și a putea fi verificat. El era închis. Acum, fiind închis, păi, din timpul săptămânii, probabil că nu-l deschide nimeni. Dar nu despre asta este vorba, despre un club anume. Noi nu despre asta vorbim. Da. Vorbim de principiu. Acum, cineva trebuie să aibă în vedere și mie nu mi se pare că trebuie să fie neapărat primar, viceprimar, consilier local. Există poliție locală. Există niște compartimente în cadrul unei primării care cu asta se ocupă, cu avizarea unor astfel de... Da. Dar dacă legea, iarăși acum ne întoarcem și zicem, păi certăm pe unii și pe alții, dar ei n-aveau nicio pârghie legală să-l închidă sau să-l amendeze în așa fel încât să simtă. Că dacă îi dădea 1500 de lei cu, nu știu cât, 50% din minim în 48 de ore... Legea spune între 500 și 1500. Prietene, atenție, legea spune între 500 și 1500, bun, să plătește jumate din minim, adică jumate din 500. Păi da, dar dacă plătea maxim 1500 de lei în 48 de ore, suma aia de 1500 nu era... de lei nu acoperea o dramă. Bineînțeles. Bineînțeles. Nu știu, habar n-am dacă băieții de la colectiv au plătit vreodată, cei trei patroni au plătit vreodată amenzi. Nu știu, ori fi plătit, există, ori fi plătit. Există cu siguranță lacune și în legislație și așa cum am menționat-o și pe cea referitoare la codul CAEN, la identificarea punctuală a cluburilor și la condițiile ce ar trebui să le îndeplinească un club pentru a funcționa, poate că și legiuitorul ar trebui să le prevadă în interiorul legii. Corect. Schimbarea regulamentului pentru organizarea târgurilor în piețe publice. Iarăși, la Brașov se discută pe tema asta. Da, a fost o dezbatere publică pe seama acestui proiect de lege, chiar dacă unii umflători de baloane, așa cum spuneți dumneavoastră, au făcut afirmația că nu a existat. Ea a existat. A existat un termen de consultare a acestui proiect, iar acest proiect vizează, în primul rând, acel lucru de a menține piața sfatului așa cum este ea, în sensul de a fi un loc demn de a fi vizitat, un loc în care să se desfășoare numai evenimente culturale, sociale, sportive, de o înaltă ținută, iar aceste evenimente vor fi trecute prin filtru și prin avizarea Consiliului Local. De asemenea, se pot organiza târguri, însă acestea vor fi organizate strict de către municipalitate cu avizul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism. Tot ceea ce înseamnă solicitări mai mari decât capacitatea de 40 de corturi sau pe timp de iarnă căsuțe vor fi supuse unei licitații. Acum, pe timp de iarnă, se pun la dispoziție de către regia Kronstadt căsuțe pentru târgurile ce se vor desfășura în această iarnă, primul dintre ele fiind cel de Crăciun, unde este un număr de 40 de căsuțe, din care 20 sunt destinate articolelor pentru micii meșteșugari, tot felul de suveniruri și alte povești de acest gen, iar jumătate sunt destinate comercializării produselor de tip food, respectiv brânzeturi, mâncăruri tradiționale, dar preparate, atenție, tot ceea ce înseamnă manifestare ce presupune gătirea produselor la fața locului, nu se vor mai desfășura în piața sfatului, ci în cele două locații menționate în hotărâre, respectiv la Pietrele lui Solomon și în zona lacului Noua. Este mai puțin. Există ceva în spatele acestei decizii? Adică mă gândeam și eu de ce s-a dat decizia asta. Bun, să zicem că fumul într-adevăr poate fi deranjat, iritant și așa mai departe. Nici într-un restaurant în care miroase mâncare nu te duci cu plăcere, ci dimpotrivă eviți, pentru că miros hainele și nu e. Dar până la urmă un dăsta sub control, mă gândesc. Avem locuri speciale amenajate pentru grătare. Nu cred că v-ați dori ca piața sfatului să devină dintr-un simbol al Brașovului un loc pentru grătare. Nu cred că era firesc să sfârâie grătarele și ceaunele în piața sfatului, care un cadru mult mai natural și mai potrivit ar putea fi la Pietrele lui Solomon și acolo va trebui, bineînțeles, pentru astfel de manifestări un aviz al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.
sau la zona lacului Noua. Și de altfel, evenimentele ce au fost organizate acolo au avut mare succes pe parcursul acestui an. Nu cred că Piața Sfatului era locația potrivită pentru astfel de manifestări. Una e că se întâmplă un concert, că se întâmplă o manifestare artistică, o manifestare sportivă, ceva care să fie emblematic și să ne ajute în promovarea orașului nostru, și alta e să facem un grătar în Piața Sfatului. Nu știu, după părerea mea, nu cred că este, că ar fi fost o locație potrivită pentru așa ceva sau că a fost o locație potrivită pentru așa ceva. Și este foarte bine că s-a luat această hotărâre. Asta este părerea mea și evident. Mă rog, a fost părerea mai multor consilieri, nu doar părerea Eu exprim în momentul ăsta părerea mea, că mai mulți consilieri au votat această hotărâre și au primit-o cu bucurie, e altă poveste. Da, pe consilierii de la PSD eu am înțeles că au sediu acolo și vă dați seama să miroasă. Da, mă rog, acum mai glumim. Eu vă spun sincer că am avut un prim contact cu asta când n-au mai făcut cei de la care organizează Zilele Culturii Maghiare. N-au mai făcut ciolane și astea. Mă rog, acum nu vreau să vă contrazic sau să zic că m-aș gândi eu să fac ciolane sau alte lucruri în Piața Sfatului. Dar că mâncarea preparată în anumite condiții, avut, cred că au avut mare succes, toate evenimentele organizate în zona lacului Noua. De asemenea, junii, tot la Pietrele lui Solomon, se duc și fac grătare. Nu știu de ce ar trebui să facă societatea X sau Y grătare în Piața Sfatului. Sincer, este părerea acum mea. Acum chiar grătare, vă zic și eu, că nu sunt un mare fan. Dacă îți faci grătar, ți-l faci acasă, în curte. Dacă vrei să-ți faci un grătar la iarbă verde, te duci la iarbă verde. Nu, te duci pe ciment. Nu mă ajută neapărat mintea să înțeleg de ce ar face. Alte lucruri gătite, bă rog. Nu sunt deocamdată consilier local, când voi fi, pare că voi veni cu vreo propunere în sensul ăsta, dacă se va întâmpla vreodată, ceea ce nu cred. Deci s-a discutat mult pe nou regulament de organizare a evenimentelor și mie mi s-a părut, știi ce mi s-a părut mie interesant? Că oamenii n-au făcut, că erau umflători de baloane, că nu erau umflători de baloane, n-au făcut distincție clară între evenimente și târguri. Le-au pus cumva așa la grămadă ca să creeze o imagine distorsionată. Da, evenimentele sunt evenimente, târgurile de profil sunt târguri de profil. Nu, am avut neplăcută surpriză de a organiza anumite târguri, de a fi organizate de către anumite firme, aceste firme nefăcând altceva decât să facă speculă cu terenul din Piața Sfatului, să achiziționeze la un anumit preț sau să închirieze la un anumit preț Piața Sfatului și să o revândă către micii meseriași la prețuri de 2-3 ori mai mari. Plus că vor verifica atât avizatorii cât și poliția locală să se respecte profilul târgului respectiv. Nu este firesc într-unul dintre târgurile săptămânilor trecute erau un târg de tradiții și meșteșuguri românești și se vindeau acolo huse de telefon chinezești. Un lucru deosebit de tradițional pentru noi românii, să vindem handmade în China. Da, aici e o discuție, într-adevăr, oamenii își doresc brașoveni adevărați. Pe rețelele de socializare citești tot fel de lucruri și pe unii înțelegi, pe unii nu înțelegi. Brașovenii probabil că își doresc târgurile astea și arată bine piața. Când spui piață, te gândești la un târg. Și târgurile astea, să știți că sunt peste tot în Europa. Dar probabil că e vorba de ce se verifică. Eu personal n-am stat niciodată să mă uit dacă vinde unul huse chinezești. Neastră, prin natura meseriei a trebuit să vă uitați sau prin natura funcției a trebuit să vă uitați. Dar de principiu, da, atunci când există o regulă, trebuie respectată. Și dacă zici că organizezi un târg de produse tradiționale românești, organizează un târg de produse. Dacă zici că organizezi un eveniment cultural-artistic, organizează un eveniment cultural-artistic. Despre aici asta este vorba, de fapt, în această hotărâre de Consiliu Local, în care am încercat să statuăm foarte clar ce se poate face, când se poate face și cum se poate face în Piața Sfatului, astfel încât să nu degenereze fiecare dintre aceste târguri, manifestări. Pentru că peste an au fost evenimente în Piața Sfatului, concerte organizate de terți. Eu cred că această hotărâre de Consiliu Local vine chiar în sprijinul brașovenilor, astfel încât a avea evenimente de înaltă ținută și târguri specifice în zona Pieții Sfatului, astfel încât Piața Sfatului să rămână ceea ce este un simbol al Brașovului, ci nu o mahala sau o periferie a orașului.
Da, eu mi-aș mai dori din când niște mâncare gătită. Acum, dacă se întâmplă da, în altă parte, numeroase, în altă sunt parte, numeroase da. Restaurante în zona. Mâncare gătită așa, știți, ai luat-o, ai pus-o pe bucățică de hârtie, dar eu cred că există și acolo posibilitatea să mai încălzești și neapărat să faci niște grătare. Bun. Sunt convins că soluții tehnice există de fiecare dată. Mulțumim frumos pentru participarea la emisiune. Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, domnul Ciprian Bucur, viceprimar al municipiului Brașov. Am discutat în primul rând despre ce se întâmplă în spațiile astea, că mă și bușește râsul, de alimentație publică, da? Te alimentezi cu diverse. Mie spațiul de alimentare, alimentație publică îmi spune că ori alimentara, ori este un restaurant, nici într-un caz club. Clubul este club. Din păcate, oamenii care au trecut prin Parlamentul României de-a lungul timpului, de vreo 26 de ani încoace, n-au reușit să dea, și uite, suntem în 2015 și ies oamenii în stradă, pentru că lucrurile nu sunt clare în țara asta. Dacă lucrurile ar fi clare, am ști un lucru. Le-am ști, le-am vedea, le-am, ar fi palpabile. Lucrurile clare întotdeauna sunt palpabile. Dar lucrurile neclare din legi de astea gen alimentație publică întotdeauna or să nască controverse, divergențe și din păcate și cel mai rău lucru or să nască în continuare drame. O seară plăcută tuturor, rămâneți alături de RTT.